numesc Neluța și vreau să vă spun că am ajuns la Catedrala Credinței cu mai multe probleme în viața mea, probleme financiare, de sănătate, certuri în familie, ne certam întotdeauna din orice, nu puteam să ne înțelegem, întotdeauna exista ceartă și nu era liniște în familia noastră. Aveam probleme cu copilul pentru că a avut o problemă mai gravă de comportament și nu știam ce să mai fac. Așa am ajuns aici la Catedrală. Nu mai spun că și problemele de caracter ale mele erau grave, pentru că eram o ființă foarte nervoasă, vorbeam urât, drăcuiam, înjuram, întotdeauna eram gata să dau replică, să fiu eu cea care are cu ultimul cuvânt, ca să zic așa. Și din cauza aceasta nu reușeam niciodată să mă schimb, nu puteam, chiar dacă încercasem mai multe rânduri, nu reușeam. Așa am ajuns aici la Catedrală. Ajuns aici, am participat la slujbele care se țineau, am ascultat ce spune preotul și am pus în practică în viața mea, ca viața mea să fie transformată, schimbată, ca totul să se schimbe. Așa am reușit, prin perseverență, participând mereu la slujbe, sacrificând, am reușit ca viața mea să se schimbe, să se transforme. Încet, încet, problemele s-au rezolvat. Problemele financiare, nu mai aveam datorii, problema cu copilul, problemele de sănătate, totul s-a schimbat. Chiar și interiorul meu, un pic, un pic, s-a schimbat, dar nu era în totalitate, nu era pe deplin schimbat. Participând în continuare la slujbe, am auzit vorbindu-se despre Duhul Sfânt și ceea ce trebuie să facem pentru a primi acest Duh. Atunci am început să particip cu mai mult entuziasm, să insist mai mult, am început să caut Duhul Sfânt, pentru că eu doream să umplu acel gol din interiorul meu, ceea ce nu puteam să schimb. Căutând, după mai multe insistente, am căutat cu toată puterea ca acest Duh Sfânt să se pogoare interiorul meu. În momentul în care am primit acest Duh, a fost o schimbare și o transformare totală, pentru că problemele mele interioare de caracter s-au schimbat. Nu mai eram acea persoană nervoasă, nu mai înjuram, nu mai drăcuiam, nu mă mai comportam cum mă comportam înainte. Eram mult mai atentă, mai răbdătoare, vorbeam frumos. Era totul se schimbase. Ceea ce nu reușisem înainte, am reușit aici prin aceste slujbe de căutare al Duhului Sfânt și momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât în interiorul meu. Pentru că în momentul în care primești acest Duh, primești o putere imensă, primești pace, liniște, iubire, dragoste, ceva care nu se poate explica, ceva care... Cuvintele sunt deprisos, să zic așa, pentru că toată ființa ta se schimbă, toată ființa ta se transformă, primește acea siguranță, siguranța că indiferent de lupte, tu vei ieși învingător, tu vei fi mereu cel care va învinge. Primind Duhul Sfânt, primești protecție, direcție, ca să știi ce să faci cu viața ta, ca să știi ce să faci în fiecare zi. El te împlinește, El îți dă forță, El îți dă putere. A fost ceva care pe mine m-a transformat în totalitate. Și de aceea vă invit și pe dumneavoastră să veniți, să căutați, să participați, să insistați până când Duhul Sfânt se va pocori în viața dumneavoastră, până când veți primi acest dar divin de la Dumnezeu, pe care și eu l-am primit și viața mea s-a transformat. De aceea doresc ca și viața dumneavoastră să se schimbe așa cum eu am reușit. Și pentru tot ceea ce s-a schimbat în viața mea, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu.